Salutare! Ne așteaptă un sfârșit de săptămână foarte interesant, mai ales că multe echipe revin după meciurile din cupele europene. Suntem la Pariază pe telefon și începem cu soliștii. Stuttgart, marea surpriză din Bundesliga, este antrenată de Sebastian Hoeneß. Dieter Hoeneß este tatăl lui, iar Uli Hoeneß este unchiul lui. Despre ce mari fotbaliști vorbim. Antrenorul este inspirat. Golgheterul Ghirassi se accidentează, dar introduce în primul 11 un alt golgheter, Denis Zundaf, care profită la maxim și îl bagă în mare încurcătură în alcătuirea primului 11. Arsenal câștigă cu 1-0 în deplasarea de la Brentford. Gol marcat de Kai Havertz în minutul 89. Profită de egalul făcut de Manchester City, 1-1 acasă cu Liverpool și trece pe primul loc. Arteta este mare antrenor, iar conducerea a arătat că are încredere în el. Primește în vară peste 200 de milioane de euro, iar el cumpără 3 jucători, Rice, Timber și Kai Havertz. Pentru a nu pierde contactul cu Inter și Juve, Milan are nevoie de victorie. În ultimul meci acasă o învinge cu 1-0 pe Fiorentina. O întâlnește pe Frosinone, locul 10 în campionat, care pierde meciul de la Cagliari după ce conduce cu 3-0 în minutul 72. Vă surprinde rezultatul ăsta, nu? Le Havre nu marchează în ultimele 3 meciuri de pe teren propriu. PSG câștigă ultimile 3 deplasări din campionat, marcând 3 goluri în fiecare joc. Kylian Mbappé este în mare formă, marchează 14 goluri în 12 jocuri în campionat. Oare este anul în care va marca peste 40 de goluri în Liga? Pendikspor, Galatasaray. Ambele echipe vin după meciuri cu multe goluri înscrise. Pendikspor ia 4 de la Başakşehir, iar Galatasaray marchează 4 goluri în poarta celor de la Alanyaspor. În Turcia pare un campionat în doi, Fener și Galata. Când îi ai în primul 11 pe Icardi, Mertens și Zaha, oare ți-e greu să bați la echipa de pe locul 16 și să ataci primul loc? Pardubice, echipa de pe locul 14, are cel mai slab atac din campionat, 12 goluri marcate în 16 etape. În ultimele 5 jocuri acasă a marcat doar de 2 ori și a primit gol în fiecare meci. Sparta Praga este pe primul loc cu 41 de puncte și are cel mai bun atac cu 40 de goluri marcate. Haroslin cu 7 goluri, Birmancevic cu 6 goluri și Ian Cupta cu 5 goluri sunt golgheterii echipei. Trecem la peste 2,5 goluri, aici avem și varianta GG sau peste 2,5 goluri. Și nu uitați, un 1-1 ne poate înverzi biletul. Manchester City, Tottenham. Ce nebunie de meci avem la Manchester. City întâlnește surpriza începutului de campionat, dar și echipa care pierde ultimile 3 meciuri. Cele două echipe marchează împreună 58 de goluri în 13 etape. Son are 8 goluri, dar și așa este foarte departe de probabil viitorul golgheter al campionatului, Haaland, care are 14 goluri în 13 meciuri. Leverkusen, Borussia Dortmund. Surprinzător pentru toată lumea, după 12 etape, echipa de pe primul loc este Leverkusen, care este și la 10 puncte distanță în acest moment de Dortmund. Mă aștept la un peste 2,5 goluri, mai ales că cele două echipe au marcat o medie de 3, respectiv 2 goluri pe partidă. Xabi Alonso este dorit de toată lumea, face un singur egal, 2-2 la Bayern München. Feyenoord, PSV. La Rotterdam sosește singura echipă care câștigă toate meciurile din campionat. După 13 etape, cele două echipe au marcat 40, respectiv 48 de goluri. O medie de 3, respectiv aproape 4 goluri pe meci. Impresionant. Jimenez cu 16 goluri și Luc de Jong cu 10 goluri sunt golgheterii celor două echipe. Am ajuns în sfârșit și la biletul Marea Nebunie Mondială.
și de data aceasta am încercat să găsesc cote între 1.80 și 2.20. Avem meciuri din 7 țări. Un meci interesant este în Belgia, Genk-Gent, unde ambele echipe marchează aproape meci de meci. În Elveția se întâlnesc echipele de pe locurile 2 și 3, respectiv Young Boys și Servet. În Turcia avem Trabzon, Kayserispor, echipe care nu pierd în ultimele 5 jocuri. Metz, echipa antrenată de Böloni, marchează mereu în ultimele 3 deplasări. O întâlnește pe Lille, care are gol marcat în ultimele 5 meciuri pe teren propriu. Dar cea mai mare atracție este Barcelona-Atletico Madrid, echipele de pe locurile 4, respectiv 3 în campionat. Barça marchează minim un gol în ultimele 10 jocuri acasă în toate competițiile, iar acest Atletico Madrid surprinde pe toată lumea. Are 12 goluri marcate în ultimele 6 deplasări. Nu uitați, studiați, analizați și puneți pe bilet doar ce vă place cel mai mult.